director Eugen Ungureanu. Presa este alături de noi, prin domnul jurnalist Moraru, de la ziarul Onești Express și, nu în ultimul rând, Radio Luc FM, coordonat de doamna director Mușat Lucica. Ca orice festival, avem nevoie și de un juriu care este prezent aici, din oameni specialiști, de oameni de televiziune, de cultură. Și încep cu membru fondator al Asociației Folclorice Datin Plotușene, Buhalea Corina, domnul director al Casei de Cultură a Sindicatelor Onești, Nicolae Pârvu, directorul Școlii Gimnaziale din Cucuieți, doamna Sorina Gâtu, director, scenograf, regizor, directorul televiziunii Acum TV, Dana Lungu. Și nu în ultimul rând, președintele acestui festival, aflat, iată, la prima ediție, doamna Mușat Lucica. Mulțumim tuturor! Mulțumim domnului primar Bujor Ioan, un susținător al tradițiilor românești aici la dumneavoastră și iată, datorită lui și aceste asociații culturale folclorice dat din Trotușene, proiectul acesta a prins viață. Iată, la prima ediție, foarte încrezător și zicem noi că a fost prima parte a festivalului a avut loc la Centrul Cultural și am ieșit aici afară. Cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voie să invit pe scenă la secțiunea Datin,